Pachetele de servicii medicale de bază și minimal, precum și contractul cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru 2014-2015, au trecut de votul executivului. În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, noul pachet de bază care intră în vigoare la 1 iunie prevede vizite periodice la medicul de familie. În funcție de vârsta pacientului, acesta trebuie să treacă pragul cabinetului medical fie o dată pe an, fie de două ori, chiar dacă nu suferă de vreo boală. Mai important ar fi partea de prevenție, se pune accent pe ea, e vorba de niște controle obligatorii care trebuie să le facă asigurații la medicii de familie, cei până în vârsta de 39 de ani odată la 3 ani, cei peste 40 de ani odată pe an, deci asta este o noutate, obligativitatea controlului asiguraților, tocmai pentru a se depista cazurile mai repede. În ceea ce privește asistența medicală ambulatorie de specialitate, a fost revizuită lista procedurilor diagnostice și terapeutice, astfel încât pacientul să beneficieze de o serie de investigații suplimentare pentru care nu va mai fi nevoie de internarea în spital. Pentru completarea finanțării spitalelor, unitățile pot contracta servicii de îngrijiri la domiciliu. Pentru spitale li se dă posibilitatea să poată să contracteze îngrijirile medicale la domiciliu, ceea ce este un sprijin pentru asigurarea finanțării lor. De asemenea, obligativitatea ca tot ceea ce înseamnă cheltuială cu asigurată de către spitale să se facă de către acestea, vorbind de medicamente, materiale sanitare, astfel încât oamenii nu ar mai trebui să le plătească. Să sperăm că încet, încet se vor reduce aceste costuri care le suportă asigurații, pentru că se prevede expres în acest contract cadru, care practic e ca o lege, că medicamentele și materiale sanitare și tot ce înseamnă pentru o perioadă de internare se suportă de către spital. Totodată, în ceea ce privește asistența medicală primară, atât în pachetul minimal cât și în pachetul de bază, în cazul supravegherii gravidei s-a introdus și testarea pentru hepatita B și C, în plus față de testarea HIV. În pachetul de bază au fost introduse și consultații de monitorizare activă pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor. Aici intră riscul cardiovascular înalt, hipertensiune arterială, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronșic, boală cronică respiratorie obstructivă, boala cronică de rinichi. Pe de altă parte, au fost scoase din pachetul de bază serviciile de homeopatie și fitoterapie.